la 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 la, ardea-i lume fără nume. Vreau să intrăm din nou în legătură directă cu telespectatorii noștri, spunându-vă bună seara. Alo? Da. Să rămână! Bună seara! Doamna Maria Golban, da? Da. Doamne ajută-vă și vă dă sănătate. Ajută și dumneavoastră, la fel. Vasile Rețe mă numesc, de la Cluj, de pe strada Medin. Vă ascultăm cu drag. O dedicație și pentru... Ce să, cum să zic așa, pentru că am o inimă atâta de largă pentru doamna Ilka Mureșan de... Da. No. Mă bucur că e așa. Așa e, așa e. Ați vrut să spuneți că vi-s dragă. Poftiți? Că vi-s dragă, aveți inimă largă. Apoi, dar cum să nu și e dragă? Mulțumesc, că asta e răsplata care o primesc până la urmă. Cu inimă dragă, Ana. Cine mai pomenit o femeie din asta, nu se există pe... Nu, așa aia, ziceți că ne place. În fața pământului. Mulțumesc, nu să mai există. Mulțumim mult de tot pentru telefon. Da. Și ce vreau să vă rog? Dacă puteți să-mi dedicați o melodie. Chiar am o anumită vârstă. Și în comparație cu doamna, cum să vă spun, la cei 50 de ani cu o voce inconfundabilă, cu doamna doctor, da. Rodic... Da, ziceți repede că ne trece emisiunea, știm ce vreți să spuneți. Nu. No. No. Vă mulțumesc mult de tot. În comparație, da. Ne pare rău că n-avem... Din lume vă doresc. Astăzi, acea piesă cu 50 de ani, probabil aia vrut eu domnul. Eu acum am prins ce vreau să zic, că domnul... Doamne, astăzi se pare că n-am băut lapte. Da, că are 50 de ani. De data asta am lăsat. Uitați că să mai leagă și alții și le place să o cânte. Să le ajute Dumnezeu să o cânte. Așteptăm să facă doamna doctoriță 50 de ani și să spune atunci să o te cânte. Să o cânte un pic. Mai că uite, le place oamenilor cum o cânte. Cum o cânte, evident, pentru că s-au și obișnuit cu tine, pentru că tu ai cântat-o prima. O cânt de 5 ani. Da, total diferit. Dar uite, asta este. Dar nu discutăm despre asta. Mai bine dăruim din nou cântece, repertoriul tău frumos pe care l-ai adus de acolo, de acasă. Se pare că n-a fost o piesă care să-ți poarte noroc, tocmai pentru că n-are nicio legătură cu zona ta natală. Păi nu e chiar o melodie care mi-a dat-o tata, cum să spune. Da. Dar, uite, am înregistrat-o și este munca ta până la urmă. A plăcut unui segment de public și mulți este se regăsesc. Este o melodie din fonotecă, deci cântată de un instrumentist nu chiar de la noi, de pe Someș, spre Maramureș. O melodie foarte veche, la care s-a adaptat text. Da, am înțeles. Bună seara din nou! Bună seara, Maria! Vă ascult cu drag! Te pup! N-am vorbit de mult! De foarte de mult! Asta nu înseamnă că nu v-am recunoscut din prima secundă, doamna Maria. La mulți ani pentru Sfântă Maria! Și ție, și pentru Maria, și pentru ziua ta, și pentru tot ce dorești! Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să fac și eu o dedicație pentru... Băiatul meu care sâmbătă face nunta, alesuța pe care tu îl știi. Să-i dea Dumnezeu noroc, să fiți sănătoși cu toții. Deci toate melodiile minunate, doamna Ana Ilka Mureșan, la care îi doresc multe succese, numai bine, sănătate și să apară Doamne cât mai des pe micul ecran. Asta nu depinde de mine. Asta, eu datoria mea am făcut-o. Ne bucurăm când vă vedem oricum. Da. Și ție, Maria, îți doresc tot ce e bine în lume și ție și lui Trăienuț. Mulțumesc mult de tot. Și m-aș bucura să ne întâlnim și eu. Măcar să bem o cafea împreună. Aveți dreptate, nu ne-am văzut de multă vreme și chiar mi-e dor și mie. Mă bucur să vă aud oricum, mă bucur că sunteți privilegiați clujenii. Iată, prin intermediul acestei emisiuni aveți ocazia să-i vedeți pe interpreții valoroși de aici, de la noi și nu doar, și din împrejurim, pe cât se poate. Și, Maria, aș mai vrea o dedicație cu multă plăcere pentru fostul meu
maestru și șef de atelier, Mezei Virgil, care din păcate nu știu ce vârstă are, dar eu oricum îi doresc mult noroc, sănătate și să se bucure de pensie. La mulți ani, sănătate pentru toată lumea, pentru toți sărbătoriții, pentru toți cei ce iubesc această emisiune și cântecele ei. Și acum, pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră, pentru toți telespectatorii noștri, cucule, pană cu floare și până-i pădurea înfrunzată. Înfrunzită. Foarte frumos. Haideți să o ascultăm pe Ana și să ne bucurăm cu toții. Tuba.
Ei da, se vede prin cântec, se vede zona de unde vii, se vede respectul pe care l-ai tu față de tot ce înseamnă acea zonă, față de tot ce înseamnă munca părinților tăi și a ta. Am crezut că spui că se vede că îmi place. Ei, despre asta nici nu mai discutăm, pentru că asta e da, cu ochiul liber chiar se remarcă. Nu știu dacă cineva poate să facă ceea ce facem noi fără să-i placă totuși. Chiar dacă vizează altceva, trebuie să-ți și placă. Pentru că altfel se vede, publicul te simte și cred că te respinge. Dar spunea cineva la un telefon, o fostă colegă, că mă bucur că voi ați mers înainte. Probabil de aia ne-am dus înainte, că ne-a plăcut un pic mai mult. Da, ai dreptate. Și a însemnat pentru noi un pic mai mult. Ai dreptate, da. Mai mult și ca hrană sufletească ai... pentru suflet. Deci chiar dacă poate ai avut momente când ai zis nu mai pot să merg, da. Simt că nu mai pot. Că ai piedici, poate da. Avem, știi foarte bine că nu e ușor, dar te duci. Trebuie să știm, te să duci ne asumăm înainte. Și riscurile care le implică acest drum. Te încurajezi și încerci să faci, să, de exemplu, eu acum pregătesc alt album, mă leg de altceva, mă duc și sper să fie niște... cântece mai frumoase. Fiecare gând viitor să, îți dă putere. Măcar câteva departe. Să fie mai frumoase decât mai de suflet. Eu îți doresc din suflet să îți lansezi primele melodii tot aici în emisiunea noastră. Bună seara! Promit! Bună seara, doamna Maria! Vă ascultăm cu drag! Bună seara să invitate dumneavoastră! Bună seara! Sunt Ana Nenaș. Mă bucur să vă aud din nou! Vreau să fac și eu dedicație în data de 24. Fiina mea, Nemeș Mariana, cu Nemeș Vasile, împlinesc 25 de ani de căsătorie. Le doresc sănătate multă și casă de piatră în continuare, să fie cât mai fericiți. Și la nepoțelul meu, care în 29 împlinește 5 anișori. O, Doamne, ce trece vremea! Nemeș, David Ioan. Vă doresc emisiuni cât mai frumoase. Mulțumesc. Și să aduceți cât mai mulți interpreți de muzică populară, pentru că cu aceasta mai uită vieții români de necazuri și de greutățile cu care se confruntă zăcuți. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim mult. Să fiți sănătoasă, să vă bucurați de toți cei din jurul dumneavoastră, să vă bucurați de talentul fiului dumneavoastră, Dorin Nemeș, care este prietenul nostru drag și ne bucurăm de fiecare dată când Dumnezeu face să fim împreună. Vă mulțumim foarte mult. Luna viitoare să aibă și el ziua de onomastică 19. Vă mulțumim mult de tot, doamna Nemeș, și haideți împreună cu Ana să spunem fac un voia câteodată. Câteodată. Fac un voia când și când, noi trăită susținând, noi trăită susținând, măi. Fac un voia când și când, noi trăită susținând, noi trăită susținând, măi. Ei, beau și n-ar suma de dor! Ei, lucrul iau de când mă scol, măi! Pisoarele nu-mi pot sta, dar gura nu-mi pachetă așa, gura nu-mi pachetă așa, mă. Ai pisoarele nu-mi pot sta, gura nu-mi pachetă așa, gura nu-mi pachetă așa, mă. Ei, șederui, că le-am sușit! Ei, sunt de joc și de horit!
pune grijile la spate. Voie bună, mai bărbație, dar pune grijile la spate. Mai sună cazul la schinare, hai să bem că-i sărbătoare, hai să bem că-i sărbătoare. Mai sună cazul la schinare, hai să bem că-i sărbătoare, hai să bem că-i sărbătoare. Ei, ginar, suhul, bei de greață! Ei, lucrul e de dimineață, măi! Bă, bărbat e, dar nu mult, ei că ăsta-i ginar făcut, măi! Din izvoraș și de-l bei nu-l mai lași, și de-l bei nu-l mai lași, măi. Ai cu apă dintre izvoare, te-mi burdă din păpticioare, te-mi burdă din păpticioare. Foarte frumos. Eu m-am simțit extraordinar alături de tine în această seară. Sunt convinsă că și clujenii s-au bucurat. Îi spuneam Anei între timp că dumneavoastră veți avea ocazia să-i vedeți aceste înregistrări și în continuare. Chiar și în această seară emisiunea se va difuza în reluare. Probabil că o să vedeți și mâine, chiar și duminică. Deja cred v-ați obișnuit și cu reluările noastre și vă bucurați de fiecare dintre ele. Eu sunt fericită că găsim atâta spațiu în grila de programe încât fiecare dintre dumneavoastră să apuce măcar o dată să vadă emisiunea și să se bucure de interpreții noștri. Draga mea, m-am simțit foarte bine. Mă bucur tare relaxare. Mă bucur. Îmi pare rău că pe când m-am dezmorțit și un pic se termină emisiunea. De obicei așa se întâmplă, așa pe fugă toată ziua. Da, de obicei așa se întâmplă la final, ne-am dorit să atunci să înceapă emisiunea, dacă s-ar putea. Eu îți mulțumesc că ai venit astăzi, îți mulțumesc pentru efortul pe care l-ai făcut. N-a fost în zadar pentru că ai văzut reacția clujenilor. Sigur că da, și noi toți îți urăm tot ceea ce îți dorești tu, să se împlinească exact ceea ce ți-ai propus și să ne vedem de fiecare bine, dată cu bucurie și, da, și cu realizări frumoase. Nu ne despărțim încă de telespectatorii noștri. Va fi un ultim apel telefonic în această seară. Bună seara! Alo? Da? Bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Mă numesc Emilia din Cluj. Da? Și este pentru prima oară când intru în direct cu dumneavoastră. Bun venit! Vreau să vă felicit. Aveți o emisiune extraordinară. Mulțumesc. Invitata dumneavoastră este extraordinară. De fapt, amândouă sunteți două frumoase. Mulțumim, vă urmăresc cu multă plăcere când pot, când reușesc. Mulțumim mult. Și vreau să vă transmit toate cele bune. Doamna are o voce superbă. Așa și aici. Să nu se lase să continuă mai departe. Ne mândrim cu folclorul nostru din Ardeal. Și vă doresc toate cele bune și să o țineți tot așa. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Promitem că așa vom face. Mulțumim. La revedere. O seară frumoasă, la revedere. Deci, Ana, așa cum spun prietenii noștri, tot înainte, cu Dumnezeu și cu gândurile noastre dragi pentru toți cei ce ne privesc și cu ceea ce ne-a dăruit. Și cu credință în Dumnezeu, că absolut. Întotdeauna da. e mai mare decât toți și ne ajută. Încă o dată îți mulțumesc. Întotdeauna când avem nevoie și... Pentru toți cei dragi ai tăi, gândurile mele bune. Și acum, Ana, în încheierea emisiunii, ne va dărui încă supărată un cântec dăinit. Pentru da. Toată lumea. Pentru toți cei care acum sunteți care se uită la noi. Împreună cu noi. Să aveți o seară frumoasă în continuare. A, e supărat.